Oamenii politici au început deja să își consolideze echipele pentru anul 2024. Acest lucru îl fac și partidele de dreapta, precum PMP, USR și Forța Dreptei, care se vor uni într-o alianță pentru alegerile de anul viitor. Fost lider al PNL, actualmente președinte PMP Hunedoara, Viorel Arion este de părere că Partidul Național Liberal este și va fi și anul viitor un breloc al PSD. Păcate, după cum evoluează lucrurile, Partidul Național Liberal va fi un breloc al PSD în următoarea etapă politică 2024-2028. În aceste condiții, evident că oamenii de dreapta din această țară au pus bazele unei viitoare alianțe și această alianță va dori să atragă pe toți cei care sunt cu adevărat de dreapta în România și care nu au la momentul de față o alternativă. Pentru că există acest bloc democratic pe care îl tot scot pe masă aceste două partide, PSD și PNL. Există AUR, care are un electorat foarte bine conturat și în creștere, așa cum arată sondajele, și pe partea cealaltă se coagulează acest bloc de dreapta, să zic, pe care sper să-l avem cât de curând foarte bine închegat și cu un program politic clar și dedicat pentru oamenii interesați de aceste politici.